Domnule președinte, dragi colegi, stimați invitați, vă mărturisesc că nu am crezut că acest moment să fie... Vă mulțumim pentru întrerupere, domnul Dolhar. E un gest de civilizație și bună creștere cu care ne-ați mai gratulat și altă dată. Bun. Mă mărturisesc că nu credeam să fie acesta cel mai emoționant moment al campaniei, dar se dovedește a fi după emoțiile care mă stăpânesc. Sunt onorat să salut prezența în mijlocul nostru a președintelui de onoare a Partidului Social Democrat, domnul Ion Iliescu, care este un model pentru toată clasa politică din țara noastră. Trebuie să recunoaștem că noi, cei angajați în politică, suportăm o anumită nemulțumire, îndreptățită, spun eu, din partea electoratului, din partea cetățenilor, generată de modul în care se face politică în România. Și asta se întâmplă datorită modelelor pe care tânăra generație, pe care politicieni după 90 încoace le-au urmat. Avem pe de o parte modelul facil, modelul ușor de urmat, a politicianistului ieftin, care promite orice, care spune ceea ce vrea poporul să audă, dar care uită de popor imediat ce a încheiat promisiunile. Și avem, din păcate, astăzi la conducerea țării asemenea exemple de politicieni, mă refer la președintele Băsescu, mă refer la premierul Boc. Pe de altă parte, există și modelul politicianului responsabil, deschis la dialog, care are convingeri, care are credințe în valori, în oameni, în credința servirii interesului public. Și acest model, pentru stânga românească, și nu numai pentru stânga românească, pentru Partidul Social Democrat, este Ion Iliescu. Fac parte dintr-o altă generație decât domnia sa. M-am înscris în politică în momentul când sistemul era un sistem democratic. Dar am ales stânga și am rămas în acest partid de când am intrat în el, în 1997, pentru că sunt convins că România, țara noastră, orice țară, are nevoie de o stângă puternică, de o stângă responsabilă. Și că social-democrația este absolut necesară în România. Dincolo de toate lucrurile pe care le cunoaștem despre președintele Ion Iliescu, ceea ce eu am admirat în mod special la dânsul, a fost capacitatea dânsului de a evolua, capacitatea dânsului de a se schimba. Pentru că am trecut momente de mare schimbare în România după anii 90, fără însă să-și renege valorile, fără să-și renege convingerile și păstrându-și nestrămutată credința în oameni, credința în capacitatea oamenilor de a se angaja în realizarea unui ideal. Țin minte un episod particular, eram în 2004 și am avut plăcerea alături de alți tineri care formau atunci Tineretul Social Democrat, alături de senatorul, urmea să fie senator Nicolae Șerban, alături de Răzvan Nicolae de la Caraca, alături de Mihai Balan de la Ialomița, să fiu invitatul domnului președinte în exercițiu al României la data aceea, într-o vizită particulară la Cotroceni. Dânsul a vrut să audă din rândul celor care urma să facă schimb un partid, la data respectivă eram încă membru al Tineretului Social Democrat, o să simtă din această zonă care este pulsul, ce părere avem noi despre ceea ce se întâmplă în partid, despre ceea ce se întâmplă în România în zilele respective și urma a fi confruntare de anul 2004. Și am să uit toată viața cum la sfârșitul discuției, când am strâns mâinile, domnul președinte a spus, trebuie noi ca și partid să ne întoarcem la popor. Și eu cred că ne-am întors la popor, ne-am întors electoratul în 2004, dar ne-am întors și situația din România, pentru că astăzi, după părerea mea, singurele partide responsabile în fața națiunii despre ceea ce înseamnă interesul național este Partidul Social Democrat și construcția PNL-PC. Acum PSD este indiscutabil unul dintre cele mai puternice, este de fapt cel mai puternic partid din România.
În ciuda tuturor vicisitudinilor și a alternanței și a eroziunii, alternanței la guvernare și a eroziunii pe care orice formațiune politică o suportă. Asta se datorează și faptului că domnul Ion Iliescu, președintele Iliescu, a reușit să convingă partidul de necesitatea unei consecvențe ideologice. PSD este astăzi un partid social-democrat autentic, prin proiect, prin program, prin oameni, prin modul în care se manifestă pe piața politică. Tocmai această consecvență ideologică și siguranță identitară au permis PSD-ului să formeze Uniunea Social-Liberală. Uniunea Social-Liberală care este soluția singura de altfel pentru România din ziua de astăzi. Și PNL a reușit să se alăture acestei construcții, tocmai pentru că nici ei, ca și noi, PSD-ul, nu au probleme de identitate, nu au probleme de valori. Știm foarte bine ce ne apropie, știm foarte bine ce ne separă. Iar în această construcție, în Uniunea Social-Liberală, nu trebuie niciunul dintre noi să renunțăm la ceea ce înseamnă social-democrație, pe de-o parte, liberalism, pe de cealaltă parte. Această alianță este un exemplu de responsabilitate față de România. Dacă în plan politic am putea vorbi de un proces de cotitură, această alianță este momentul care să marcheze această cotitură. Două partide aflate de-o parte și de alta eșichierului politic au pus de-o parte competiția și s-au unit în interesul național. Și nu este primul moment când s-a întâmplat acest lucru, pentru că, dacă mi-aduc aminte bine, și în toamna anului 1991, liberalii au venit la guvernare alături de guvernul Solojan. România are nevoie de soluții liberale, pe de o parte, are nevoie și de politică social-democrată, pe de altă parte, care să corecteze eșecurile sau excesele piețelor. Trăim totuși într-o Europa în care țările țin la modelul lor social. Și nu putem astăzi în România să asistăm nepăsători tocmai la această distrugere, la distrugerea statului social sub o guvernare PDL irresponsabilă. Închei, domnule președinte, spunând un lucru în care cred și în numele căruia candidez. Trebuie să schimbăm modul în care facem politică. Actualul mod de a face politică ne-a dus într-o înfundătură. Ion Iliescu ne-a arătat ce înseamnă politică responsabilă. Ion Iliescu ne-a arătat